Mărit să fie numele Domnului! Amin. Aș vrea să citesc un singur verset din Cuvântul lui Dumnezeu, din Epistola lui Iuda, singurul capitol al acestei epistole, versetul 3. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților, odată pentru totdeauna. Domnul să ne ajute la aceasta, El să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Scumpii mei, nu știu dumneavoastră, însă în multe împrejurări au fost oameni care m-au întrebat cum cunoaștem că avem adevărata credință. Sunt mii de credințe, ca să nu exagerez, că aș putea să spun zeci de mii. Cineva spunea odată că atâtea credințe sunt în lumea aceasta, câți oameni sunt. Peste 8 miliarde. Trăim într-o vreme a relativismului. Și se predică tot mai mult în această societate un ecumenism forțat, care nu se bazează pe dragostea lui Dumnezeu, ci se bazează pe îngăduința de a spune că fiecare umblă cu credința lui de buzunar și are dreptul la crezul lui. Un singur verset din Scriptură, cel pe care l-am citit, spune că există o credință. Pavel spunea, există o singură credință, un domn și un botez. Credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Problema este că între multele nuanțe și denominații chiar creștine, fiecare citește acest verset. În toate bisericile unde se predică din Biblie, în toate limbile pământului unde există creștinism, se citește și se predică din versetul 3 din Iuda. Și fiecare proclamă credința lui sau credința lor, ca fiind cea adevărată. Cum știm noi care sunt dovezile credinței adevărate? Și bineînțeles, credință poate să însemne multe lucruri. În această seară aș dori să parcurgem aceste câteva dovezi ale credinței adevărate, ca să ne-o putem analiza pe a noastră. Vedeți, în Cuvântul lui Dumnezeu, și Biblia spune că nicio scriptură nu se tălmăcește singură, noi, pornind de la un verset, putem să căutăm toate versetele ajutătoare din scripturi, care susțin, care completează, care clarifică acel un principiu cuprins într-un verset. Care este principiul dominant al acestui verset 3 din Iuda? Credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. Există o asemenea credință deosebită de toate celelalte credințe. Toate devierile de ordin teologic pleacă de la ea. Vreau să spun un lucru important, pentru că sunt mulți oameni care interpretează, dar nu interpretează, ci răstălmăcesc scripturile spre pierzarea lor. Știți că există un verset în Proverbe care spune să stăm pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Și oamenii ia literalmente cuvântul acesta, mijloc, și spun, am auzit pe foarte mulți credincioși, domne, în lumea asta așa de confuză, lumea asta creștină, și pe bună dreptate că este și o lume creștină și un creștinism lumesc,
Zice, cum să discern? Vine unul și spune într-un fel, vine unul și spune în alt fel. Și zice, noi avem o idee, dacă Biblia spune să stăm pe mijloc, să avem un anumit echilibru, ne uităm să vedem unde sunt extremele. Și noi nu îmbrățișăm nicio extremă, nici cealaltă. Nici pe cei foarte liberali și libertini, nici pe cei foarte încuiați și înguști. Ci stăm undeva la mijloc între ei, calculăm cumva, de la o extremă la alta, măsurăm, împărțim la doi și găsim linia de mijloc. Învățătura aceasta este o cursă. Și am să vă spun de ce. Sună bine la mintea omului. Noi trăim într-o lume a negocierilor. Cel mai bine oamenii care se ocupă de comerț, negustorii, se pricep la negocieri de genul ăsta. Dom'le, dai și un pic de la mine și un pic de la tine, calculăm, care e diferența dintre noi? Hai să împărțim în două, vin și eu spre tine, vii și tu spre mine, ne întâlnim undeva la mijloc și am făcut afacere. Și avem impresia că putem aduce aceeași mentalitate în Biserica Domnului Iisus Hristos. Calculăm, găsim mijlocul și pe acolo mergem. Nu ăsta este sensul expresiei în mijlocul cărărilor neprihănirii. Și am să vă spun de ce. Extremele nu sunt fixe. Extremele sunt într-o permanentă mișcare, pendulează. În mod normal, dacă ar trebui să căutăm mijlocul cărărilor neprihănirii așa, măsurând între cele două extreme și găsind mijlocul, pe cât de dramatic se mișcă și se schimbă crezul extremelor, atât de mult ar trebui și noi să mișcăm mijlocul, pentru că de la o zi la alta se schimbă și o extremă și alta. Mi-aduc aminte, în vremea în care eu eram copil, am crescut 24 de ani în biserica din Popanan și o perioadă era păcat să ai mașină mică. V-ați putea închipui astăzi o asemenea îngustime? Oamenii spuneau că este un lux și că oamenii care își cumpără mașini sunt mândri. Pe vremea aia, ce-i drept, nu era chiar așa o mare necesitate. Oamenii erau obișnuiți și să umble pe jos și cu transportul în comun. Și mi-aduc aminte că tatăl meu a lucrat vreun an și jumătate, 2 ani în Germania și a venit și și-a luat mașină. Și ce credeți că a făcut? La prânz mă trimitea frumos pe mine și pe mămica cu troleibuzul acasă și el lua bătrânii bisericii și îi ducea cu mașina acasă. În câteva săptămâni s-a schimbat teologia fraților. Nimeni n-a mai crezut că mașina e păcat. În vremea aceea, dacă mergeai la restaurant, era păcat. Și era, pentru că în vremea aceea la restaurant se bea băutură, se cânta muzică lumească, era un adevărat desfrâu. Nu aveai cum să stai acolo în mirosul acela teribil de alcool și de țigară și să nu te întinezi și să nu... Dacă erai un om normal, un pocăit normal, nu puteai să te simți bine în mediul acela. Dar era păcat să fii la restaurant. Dacă te prindeau, frații, te vedeau de pe drum că ești acolo, erai pedepsit. Și aspru pedepsit. Știți că există până în ziua de azi și existau zone unde dacă aveai o cravată, erai considerat păcătos, era semnul care arată spre iad. Dragii mei, la ora actuală e o chestie de modernism, e demodat să mai porți cravată, nu să mai poartă cravată în bisericile noastre, nu pentru că e păcat, ci pentru că ăștia-s bătrânii aia vechi de acum 20-30 de ani, nu mai e nimic modern în a purta o cravată. Scumpii mei, să calculăm între aceste puncte de vedere care se mișcă, care nu sunt fixe, înseamnă că nici mijlocul nostru nu va fi fix. Se va mișca când într-o parte, când în alta. Vreau să înțelegem un adevăr.
Extremele nu determină mijlocul. Mijlocul a fost trasat de Domnul Iisus Hristos. În extreme se ajunge de către oamenii care deviază de la mijlocul cărării lui Dumnezeu. Căutarea adevăratei credințe nu se face prin măsurători între stânga și dreapta, găsind mijlocul. Pentru că adevărata credință nu este căutată, găsită, interpretată și determinată de noi, ci a fost trasată de însuși Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă mijlocul cărărilor neprihănirii? Înseamnă drumul acela foarte bătătorit. Vedeți, Biblia nu se referă la autostrăzi din asfalt. Se referă la căile care se trasau prin faptul că oamenii umblau pe calea aia și se crea o potecă. Și aia era numită cale. Ce se întâmpla? În mijloc, calea era cea mai bătătorită. Pe măsură ce te depărtai de mijloc, calea devenea cu iarbă, pământul mai moale când ploua, nu? Cel mai sigur era să umbli pe mijloc. Fără nicio măsurătoare, n-aveai nevoie de nicio măsurătoare. Vedeai unde este pământul cel mai bătătorit. Și aș vrea să vă spun, calea pe care noi mergem a fost trasată prima dată de pașii Domnului Iisus Hristos. Pe urmă de pașii apostolilor care au spus, și Pavel care îi reprezintă pe apostoli a spus, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și apoi sfinții din toate vremurile, care au călcat cu atenție exact pe urmele pașilor Mântuitorului și a sfinților apostoli și a mai marilor în credință, care trebuie să fie o pildă pentru noi, s-a trasat această cale bine bătătorită și noi suntem în siguranță atunci când călcăm pe ea. De la ea pleacă extremele, extremele nu determină unde este această cale. Iată de ce, în această seară, folosind cuvântul lui Dumnezeu, că noi putem predica în două feluri, mai multe, dar două principale. Unu, putem să luăm un text și să-l luăm verset cu verset și să-l explicăm. Sau, putem să luăm un verset care reprezintă un principiu și apoi să căutăm în toată Scriptura versete și pasaje ajutătoare care ne ajută să înțelegem acel principiu. Este predica expozitivă, tratarea unui text, verset cu verset și extragerea principiilor din el, și este predica tematică, unde extragem tema sau principiul dintr-un verset și umblăm în toată Scriptura și avem dreptul ăsta, bazat pe ceea ce spunea Apostolul Petru, că nicio Scriptură nu se tălmăcește singură, și folosim tot cuvântul lui Dumnezeu ca să întărim acel principiu și să-l explicăm. Și în seara aceasta, pornind de la Iuda, versetul 3, aș vrea să vă prezint câteva dovezi ale credinței adevărate ca noi să nu ne bazăm credința pe faptul că acum dacă aici am apucat, aici sunt, aici rămân, ci pe faptul că avem într-adevăr credința adevărată. Există multe metode prin care în zilele noastre se deviază de la această credință. Am ascultat cu foarte mare atenție cântările dumneavoastră. Știți că una din metodele pe care le folosește diavolul ca să strâmbe căile Domnului este prin emoții și prin muzică. Am rămas foarte plăcut impresionat de faptul că chiar unele dintre cântările care s-au cântat reflectă niște imagini foarte adânci ale principiilor cuvântului lui Dumnezeu. Și m-am bucurat de lucrul acesta. Verificați, să fiți atenți la cântări, cântări din astea să cântați, care respectă Scripturile, care se potrivesc cu Scripturile, indiferent de ce este vorba, despre ce e vorba. Prima dovadă a credinței adevărate este credința adevărată, este o credință mântuitoare. Credință mântuitoare, care te duce la mântuire. Prin credința aceasta ești mântuit. Pentru că spunea Apostolul Pavel în Efeseni, căci prin har ați fost mântuiți. Prin
credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și noi de multe ori avem impresia, credința aceasta e darul lui Dumnezeu, Dumnezeu mă face să cred, Dumnezeu mă obligă să cred. Nu. Credința pe care mi-o dă Dumnezeu sunt adevărurile, sunt principiile care mă duc la mântuire. Sunt normele de conduită și normele de ascultare care mă duc la primirea mântuirii. Astea vin de la Dumnezeu. Dar credința trebuie să o am eu în baza acestui, trebuie să las pe Duhul Sfânt să mă convertească, să mă convingă de aceste adevăruri și Duhul Sfânt o face, dar implică și libertatea mea de a alege. Vă spuneam ieri la botez că nu avem decât o singură libertate, aceea de a ne alege stăpânul. Nimeni, noi avem impresia că decidem multe lucruri. Nu decidem nimic, fraților. Decidem doar cine ne e stăpânul. Și cuvântul Domnului spune că facem din mădularele noastre unelte ale păcatului sau unelte ale neprihănirii. Noi suntem niște instrumente. Întrebarea se pune în slujba cui dăm instrumentele noastre. Le dăm în slujba neprihănirii sau în slujba păcatului. Asta e decizia. Pe urmă, toate lucrurile se întâmplă de la sine, că lumea zace în cel rău. Ei, în momentul în care Dumnezeu ne prezintă adevărurile credinței, ca să ajungem la mântuire, trebuie să ne facem și noi partea noastră. Și ascultați ce trebuie să facem. Credința mântuitoare crede și mărturisește public dumnezeirea, jertfa, învierea și revenirea Domnului Iisus. Adică principiile de căpătâi ale Domnului Iisus Hristos, ale vieții Lui și ale lucrării Lui. Roman capitolul 10, versetul 8, citim câteva versete. Ce zice ea deci? Este vorba chiar de lege. Cuvântul este aproape de tine. Este în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Versetul 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Asta este credința mântuitoare. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Vreau să mă opresc un pic aici. Pentru că foarte mulți se sperie de imaginea aceasta a oamenilor care vin în față, ridică mâna și declară pe Iisus Hristos ca Domn. Și noi ne rugăm pentru ei și spunem că sunt mântuiți. Nu vă speriați de lucrul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să-i luăm pe încredere. Când Domnul își declară public credința, eu n-am un aparat să măsor sinceritatea lui. Dacă el nu e sincer, dacă el e fals... E fals și nesincer pe cheltuiala lui, nu pe cheltuiala mea. Nu mă fac eu de râs, el se face de râs. Dar ce rușinos ar fi să-i chem pe oameni la mântuire, ei să-și declare credința în Hristos, să-l chem în față, să declare public că l-a primit ca mântuitor și pe urmă să-l fac de rușine și să spun, mai vedem. Nu, fraților. Oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Dumnezeu îl primește. Versetul 12. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă. Și mai departe. Fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Iată, dar aceasta este credința mântuitoare. V-am spus însă ieri că mântuirea are trei dimensiuni. Dimensiunea primirii mântuirii, care e un eveniment, e un moment. E momentul convertirii. L-ai primit pe Hristos ca mântuitor. Al treilea este tot un moment, a treia dimensiune, e tot un moment când ai plecat în veșnicie și când mântuirea ta e pecetluită, soarta ta e pecetluită, nimeni nu-ți mai poate
compromite și ataca mântuirea, dar între aceste două momente există un segment lung, viața ta în întregime, când trebuie să-L slujești pe Dumnezeu, când trebuie să îmbrățișezi principiile credinței și să le trăiești. Și aici, ascultați ce spune în 1 Corinteni 15, de la versetul 1, dacă putem afișa. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o. Iată, asta e primirea mântuirii. În care ați rămas și prin care sunteți, păi am fost mântuiți, dar suntem mântuiți în mod deplin la înviere, dacă ne-am păstrat credința până la capăt. Dacă o țineți după cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba ați crezut. Iată, dar credința mântuitoare, credința în Domnul Iisus Hristos, dar și credința în principiile, în pachetul acesta de principii cuprinse în Cuvântul Lui Dumnezeu, pe care trebuie să le respect și să le cred așa cum sunt scrise. Nu eu îmi confecționez propria mea credință. Nu eu confecționez principiile după care îmi ghidez viața. Ele mi-au fost date, eu trebuie să le accept prin Cuvântul Lui Dumnezeu. Este o credință mântuitoare. În al doilea rând, credința adevărată este o credință înnoitoare, care mă înnoiește, care mă transformă. O credință moartă nu transformă. Vedeți, eu nu sunt neapărat un dușman al bisericilor tradiționale. Și nu este intenția mea neapărat să fiu rău și insultător cu bisericile ortodoxe, catolice sau de alt gen. Dar trebuie spuse niște adevăruri. Pentru că dacă nu spunem aceste adevăruri și începem să o îndulcim cu frații noștri ortodoxi, cu frații noștri catolici, cu ecumenismul ăsta fals, la un moment dat îi facem să creadă că și ei au credința adevărată. Și nu au, fraților. Nu au. Este o credință moartă, este o credință falsă. Este o credință păgână, este o credință ocultă. Păi, așa a fost și mozaismul. Legea veche a devenit o credință falsă în momentul în care Domnul Iisus Hristos a venit. De ce? Pentru că ei continuau să spună că trebuie aduse jertfe. Și Domnul Iisus Hristos a spus, e un lucru fals, eu am fost deja adus ca jertfă, mântuirea e prin mine, nu prin jertfele de la templu. Ei spuneau că nu faci parte din poporul lui Dumnezeu fără tăierea împrejur. Și Domnul Iisus spune, tăierea împrejur se face în inimă, se face din punct de vedere spiritual. Ei spuneau că nu ești un adevărat om al lui Dumnezeu dacă nu păstrezi sabatul. Și Hristos a spus, eu sunt Domnul sabatului și cine mă slujește pe mine trebuie să țină toate zilele. Că adevărata credință aduce în inima omului un ospăț necurmat. Și multe alte lucruri de care ținea legea, care nu mai trebuiau păstrate pentru că fuseseră împlinite în persoana Domnului Iisus Hristos. Acum trebuie să fim foarte atenți aici. Și am să vă spun de ce. Ați observat când vorbim de mântuire, dacă simplificăm lucrurile și înțelegem că e un singur lucru, încurcăm borcanele. Că citim anumite versete care ne spun despre siguranța mântuirii noastre, dar asta e după moarte, până atunci trebuie să ne luptăm, nu? Trebuie să păzim credința. Vorbim despre primirea ușoară a mântuirii și unii spun, a, la ce ne mai căznim, fraților, că lucrurile merg așa de la sine. Aia e doar mântuirea, nu e păstrarea mântuirii. Și dacă nu înțelegem despre ce vorbim, încurcăm lucrurile și înțelegem greșit. La fel și cu legea. Și acum vin unii, că spunea aici în versetul 4, Iuda, că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși. Ce înseamnă evlavia? Trăirea practică a credinței. Ce se vede la exterior.
Pentru că evlavia nu e doar în inimă, credința din inimă îmi dă mântuirea. Dar trăirea mântuirii este evlavie, pioșenie. Trebuie să vadă o transformare vizibilă în viața omului. E o credință care îl înnoiește. Îl înnoiește pe dinăuntru, dar îl înnoiește și pe din afară. Zice, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Al tăgădui pe Hristos. Nu înseamnă doar a spune eu nu cred în Hristos. Înseamnă a spune eu cred în Hristos, dar pe urmă să facem din Hristos, spunea Apostolul Pavel, un slujitor al păcatului, un îngăduitor al păcatului. Ca și când Hristos aduce indulgențe pentru noi să trăim cum vrem. Ei, continuăm să vorbim despre înnoire și despre lege. Hristos a împlinit legea ceremonială, legea rituală. Când vorbim de ritualurile legii, vorbim despre tăierea împrejur, jertfele de animale, sabatul, lunile noi, adunările de sărbătoare, restricțiile culinare, avem sau nu avem voie să mâncăm un anumit fel de mâncare și chiar legi de puritate fizică. Și aici vreau să spun un lucru pe care trebuie să-l înțelegem bine și frații și surorile. În Hristos și în har, singura necurăție este necurăția păcatului, fraților. Atât. Nu există un alt gen de necurăție în Hristos. Pentru că dacă ar exista alte feluri de necurăție, când ți-a murit mama sau tata și te duci și pui mâna pe fruntea ei sau a lui și pui puțin mâna pe piept că te doare, că ești plin de suferință, ar însemna să fii necurat și să ieși din cetate și să nu mai poți să vii la biserică, pentru că oricine se atinge de un cadavru este necurat. Aveți mare grijă la interpretarea acestor lucruri. În Hristos nu există decât necurăția păcatului. Atât. Toate celelalte sunt niște legi biologice pe care le-a așezat Dumnezeu. Că nu mai suntem sub ceremonialele și ritualurile legii. Să nu transportăm legea acolo unde ne convine, o luăm, unde nu convine, o lepădăm. Că dacă acceptăm unele, trebuie să acceptăm și altele. Și ce spune Apostolul Pavel? Dacă începeți să luați din lege anumite lucruri și să le respectați, trebuie să o păziți pe toată. Asta înseamnă că nu mai mănâncă nimeni friptură de porc. Ați înțeles? Că nimeni nu are dreptul să meargă la lege și zică asta o iau, asta nu o iau, asta da, asta nu. Nu, când vorbim de ritualurile legii, toate au fost împlinite în Hristos. Și îi spune Domnului Petru, când se duce în casa lui Corneliu, să nu numești necurat ceea ce eu am. În Hristos nu e parte bărbătească și parte femeiască. În Hristos toți sunt una. Și când Hristos v-a curățit prin har, nu mai există nicio altă necurăție decât necurăția păcatului. Nu adoptați și nu faceți legi care n-au nimic de a face cu harul și cu Evanghelia. Pentru că dacă una din ele o luăm, trebuie să ne ducem la toate. Acum, vin alții și spun, gata cu legea. Și își freacă palmele și când noi spunem, băi, îmbrăcați-vă decent, mai că sunteți pricină de poticnire. Și nu mă refer doar la surori. Fraților, au apărut pantalonii ăștia strânși pe noi de crapă. Și mă iertați, poate o să vă insult un pic, dar nu o să vă supărați, că suntem în Domnul și vrem să ne pocăim, nu? Vă supărați, noi mai avem burticuțe. Și cu pantalonii strânși pe noi și n-au cum să învelească așa, suntem butoaie pe bețe, arătăm îngrozitor.
Moda asta n-a fost făcută ca să le placă la femei de voi. Moda asta e făcută de homosexuali, ca să le placă la alți bărbați de voi. Țineți minte lucrul ăsta. Ia luați-vă un pic pantalon așa mai larg, că dacă nu poți să faci așa, înțelegi? Că pe urmă ne ducem pe partea alta a culoarului și putem să le punem bazmale, să le legăm în față și să le îmbrăcăm ca pe călugărițe. Că diavolul, dacă nu reușește să cucerească o parte, se bagă în partea alta. Și la ora actuală am devenit oameni indecenți. Am fost într-o biserică unde, într-adevăr, surorile toate erau legate în față. N-am avut ce să le zic. Dacă m-am uitat în partea bărbaților, mi-a fost rușine să mă uit. Niște cămăși strâmte, deci nasturii ăia au comis acte de eroism să nu pleznească. Nu ne purtăm așa, frați scumpi. Ne îmbrăcăm decent. Știu că e vară, dar nu stăm cu trei nasturi deschiși aici. Ce vrem să arătăm? Nu venim fără ciorapi în picioare, iarăși să mă iertați, că n-am nevoie să-ți văd pielea de la gleznă. Suntem copiii lui Dumnezeu. Ei, dar vin ei și spun, gata, Dumnezeu, nu mai e nicio lege. Hei, când vorbim de lege, vorbim de trei lucruri. Și hai să vedem ce a făcut Hristos cu legea. Vorbim de legea rituală sau ceremonială, vorbim de legea morală și vorbim de legea caritabilă. Pentru că ce spune legea? În primul rând trebuiau împlinite toate acele porunci, poruncile legii, le repet, tăierea împrejur, sabatul, lunile noi, adunările de sărbătoare, jertfele de animale, restricțiile culinare și restricțiile igienice. Alea erau într-o parte, ritualuri. Ce-a făcut Hristos cu ele? Le-a împlinit. De-aia nu le mai respectăm. Nu pentru că n-au fost bune la vremea respectivă, ci pentru că Hristos e sfârșitul legii ceremoniale. El e ceremonia lui Dumnezeu. El e jertfa lui Dumnezeu. El e calea lui Dumnezeu. Nimic altceva nu te mai mântuie decât credința în Hristos. Dar hai să vedem ce a făcut cu legea morală. Domnul Iisus Hristos a spus, ați auzit în lege că s-a zis, să nu ucizi. Dar eu vă spun că dacă cineva urăște pe fratele său, este un ucigaș. Ați auzit că s-a zis în lege, să nu prea curvești. Dar eu vă spun că dacă cineva s-a uitat la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit în inima lui. Ce a făcut cu legea morală? A înăsprit-o, a îngustat-o. Mulți ar vrea să meargă la legea veche când e vorba de partea morală. Măcar să poftească, măcar să urască, măcar așa să se răcorească. Pe când Hristos nu-ți mai dă voie nici să te uiți, nici să poftești și nu-ți mai dă voie nici să te uiți urât. Trebuie să iubești și pe vrăjmași. Să ne ajute Dumnezeu. Ei, ce a făcut cu legea? A îngustat-o. Iar legea caritabilă care spunea să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, că așa se rezumă legea vechi testamentală. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, toată inima ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acum vine Domnul Iisus și spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, acestor neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Nu-i mai putem iubi ca pe noi înșine, trebuie să iubim ca pe Hristos. Că spunea Ioan, n-ai cum să zici că-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, dacă-L urăști pe fratele tău pe care-L vezi. Cu alte cuvinte, când eu raportez iubirea mea de aproapele, nu mai raportez la mine. Bunicul meu n-a fost un om care să fi trăit o viață ordonată. Și tatăl meu avea o vorbă despre el, zice, tată, zice, săracul, el pe el s-a urât cel mai mult. Ar fi vai și amar dacă i-am iubit pe unii cum ne iubim pe noi înșine.
Însă vreau să vă spun că un credincios adevărat care îl iubește pe Domnul Iisus Hristos, îl iubește și pe aproapele lui. Și legea caritabilă ce a făcut cu ea? A întărit-o. A întărit-o. Ei, când vorbim de lege, vorbim de trei dimensiuni. Legea rituală sau ceremonială pe care a împlinit-o, legea morală pe care a năsprit-o, a îngustat-o și legea caritabilă pe care a întărit-o. Așa că cei care vin și spun, nu contează decât credința din inimă. Acolo se produce înnoirea. Exteriorul nu contează. Frați și surori, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Timotei 3:16. Și fără îndoială mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul. Ne oprim puțin aici. Când Domnul Iisus a fost arătat în trup, când noi l-am văzut, că a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, crezut în lume, înălțat în slavă, Hristos a fost văzut. Când a fost văzut, ce a fost dovedit? S-a dovedit neprihănirea lui în Duhul, în interior. Că vorbim de dovezile credinței adevărate, este o dovadă că suntem înnoiți în interior, dar interiorul nu poate fi separat de exterior. Că asta am început să subliniem, trebuie să se vadă la exterior. Un credincios nu mai mănâncă și nu mai bea orice, un credincios nu mai merge oriunde, un credincios nu mai face orice. De exemplu, mă uit la cântăreții voștri. Nu vreau să le bag prostii în cap. Însă unii dintre ei ar putea să fie profesioniști. Ar putea să meargă să cânte în lume pe bani grei. N-aveți voie, copii. N-aveți voie. Voi trebuie să cântați doar pentru Hristos, în casa lui Dumnezeu. Noi nu suntem profesioniști, noi nu mergem la concursuri lumești. Mergem la evangelizări și facem evangelizări și cântăm frumos și până ne ducem și distrăm lumea. Nu face un copil al lui Dumnezeu așa ceva, că zice, nu puteți sluji la doi stăpâni? Voi știți despre ce vorbesc, că mulți dintre voi ați fost foarte talentați și când v-ați pocăit, vi s-a spus, ori cu Hristos, ori cu lumea. Și unii ați ajuns să munciți din greu sau să fiți muritor de foame, pentru că vi s-a luat din mână felul în care vă întrețineați. Fie că era un fel necinstit, fie că n-ați putut să vă permiteți să distrați lumea. Ori acum au venit niște învățături de-astea moderne care ne spun că și noi putem fi relevanți. Că ne ducem și cântăm cu stricații lumii, distrăm stricații lumii și acolo mărturisim Evanghelia. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Între noi și lume trebuie să existe o ruptură, între noi și lume trebuie să existe o separare, ieșiți din mijlocul lor. Noi muncim împreună cu ei, noi ne folosim de oportunitățile astea să le predicăm Evanghelia, dar noi nu mergem la locurile lor de petrecere și de desfrâu ca să ne etalăm împreună cu ei și acolo, ci că să facem mărturie. Nu, noi stăm departe de locurile acestea. Pentru că mântuirea ne înnoiește, ne transformă, nu mai facem ce am făcut, nu mai trăim cum am trecut, nu mai mergem unde am fost. A apărut în, mai ales în America, după spiritul american, oamenii sunt obsedați de sport și consideră chiar pocăiții că este o chestiune de timp de calitate petrecut cu copiii. Tata merge, ia băieții și merge pe stadion, merge în arena sportivă ca să vadă meciuri împreună. Deci e un timp de calitate, se clădește relația dintre tată și băieți. Păi ce se întâmplă acolo în arenă? Păi vă spun eu ce se întâmplă. Oamenii înjură, beau băuturi alcoolice, țipă, uneori se ia la bătaie. Duci copilul tău într-un asemenea mediu și îl pui și pe el să strige?
Dar pe urmă sunt unii care atunci când e stăruință în biserică și oamenii trebuie să strige, să fie umpluți și botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, că cuvântul stăruință e în Scriptură. Acolo ne scad decibelii și oamenii ne consideră nebuni. Dar pe stadion unde urlă până le plăznesc venele la gât, acolo nu-s nebuni, acolo zic că e atmosferă. Frați și surori, credința adevărată se trăiește la vedere. Că și Hristos a fost văzut, așa a fost dovedit neprihănit în interior, unde nu vede nimeni. Există două feluri de farisei, fariseii clasici și fariseii moderni. Fariseii clasici spuneau, dacă am rezolvat problema exteriorului, am rezolvat tot. Uită-te la ciucurii mei, uită-te la filacteriile mele, uită-te la hainele mele, uită-te la rugăciunile pe care le fac în public, uită-te la locurile pe care le ocup, uită-te la inteligența mea și consideră-mă om neprihănit. Uită-te la zeciuielile mele, la temir ce. Și interiorul nu conta și Domnul vine și spune, măi, fariseilor, fățarnicilor, falșilor, la exterior ați brodit-o bine, dar în interior sunteți morminte pline de necurăție. Curățiți partea dinăuntru a paharului, acolo sunteți falimentari. Fariseii de astăzi spun, își declară credința din inimă și spun, nu te uita la exteriorul meu, nu contează exterior. Eu sunt neprihănit, eu îl iubesc pe Hristos în inimă, cine ești tu să judeci ce în interiorul meu? Păi văd ce e în exterior, că dacă exteriorul, problema exteriorului e rezolvată, e jumate-jumate șansa să fie și interiorul rezolvat. Dacă exteriorul nu e rezolvat, interiorul nici atât. Cam mai auzit pe unii spunând, zice, băi, zice, el e băiat bun și are gură rea. Zice, da, are o inimă de aur. Nu e adevărat, fraților. Gură rea, inimă rea. Că cuvintele sau gura vorbește din prisosul inimii. Un om cu gură rea nu poate să fie om bun. Că în puterea limbii stă viața și nici nu trebuie să ridice pumnul la tine, că te-a omorât cu vorba. Și pe un care suflet de aur, să-l aibă cât mai departe de mine. Te ferească Dumnezeu să trăiești cu așa inimă bună în casă. Sau să-l ai vecin pe unul cu o inimă așa de bună. Sau să-ți fie șef la serviciu, nu cu o inimă așa de bună. Ne fim foarte atenți la lucrurile astea. Că trebuie să existe o armonie între interior și exterior și Evanghelia nu vorbește niciodată despre una fără cealaltă. Când se schimbă interiorul, trebuie să se schimbe și exteriorul. Este o credință înnoitoare. Auziți ce spune în Tit, capitolul 3, de la versetul 5 la 8. El ne-a mântuit. Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Ei, aici unii ia și spun, deci nu trebuie să facem fapte. Asta se referă la primirea mântuirii, când am primit-o. Tot timpul, aduceți-vă aminte de ce vă spun acum. Dă-i, la ce fel de mântuire se referă asta? La trăirea mântuirii toată viața? Nu, acolo trebuie fapte. La primirea mântuirii, pe când am primit mântuirea și am venit, n-am avut nicio faptă. Am fost păcătos, că de-aia am avut nevoie de mântuire, că dacă eram deja neprihănit, ce mai trebuia să mai vină Hristos să moară pentru mine? El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Mărit să fie Domnul! Pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitorii vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu, adică au fost mântuiți fără fapte, să caute să fie cei dintâi în ce?
în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Cu alte cuvinte, când am primit mântuirea, n-am avut fapte. Dar acum nu mai pot să tot mă consider ca atunci să spun, păi n-am fapte, fraților, că nu prin fapte ești mântuit. Păi nu prin fapte ești mântuit, dar după ce ai fost mântuit, adevărul acelei înnoiri se vede în felul cum trăiești, în ceea ce faci. Și trebuie să fim cei din tâi în fapte bune. Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Inclusiv mintea noastră trebuie înnoită. Fraților, când stau de vorbă cu anumiți oameni care pun întrebări, și o să ajung imediat acolo, de genul, da, e păcat, de ce e păcat să bei? Foarte mulți tineri la conferințele de tineret pun aceste întrebări și eu am crezut că numai în America. Am văzut acum și în România. Dar nu așa, socializându-ne în cantități confortabile, nu ne îmbătăm, nu așa, în cantități sociale. Am spus, măi, voi n-aveți mintea înnoită și dacă n-aveți mintea înnoită, n-aveți viața înnoită. Voi n-ați trăit înnoirea făcută de Duhul Sfânt când voi mai puneți asemenea întrebări. Păi, fraților, Biblia spune să fiți plini de Duh și nu de must. Știți ce înseamnă să fii plin de ceva? Să nu mai încapă nicio picătură de altceva. Când un pahar e plin ochi, nu mai poți să pui nicio altă, că de-aia e plin, că nu mai încape nimic. Pe când tu ești plin de Duh și acolo zice și nu de must, mai încape o picătură de altceva? Dar aș vrea să spun altceva. Duhul Sfânt în viața noastră nu lucrează în cantități intermediare. Ori e zero, ori e maxim. O picătură de alcool te golește complet de Duh. Că nu conviețuiesc. Nu pot sta în același pahar și Duhul și mustul. Atunci, alcoolul este cu desăvârșire interzis pentru un copil al lui Dumnezeu. Și un copil al lui Dumnezeu care nu realizează acest lucru, după ani de credință, el se mai întreabă, dar avem voie bere nealcoolică. De ce trebuie, mă, bere nealcoolică? Pe Hristos te-a eliberat, te-a sfințit, te-a curățit. Gustul ăla, mori după gustul ăla, ești legat de gustul ăla. Fraților, trebuie să fim foarte atenți cu aceste lucruri, pentru că transformarea care se petrece în noi, înnoirea credinței, e radicală, e totul dărâmat. Păi ascultați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 15, începând. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Noi nu mai trăim pentru noi, că îmi place aia, că îmi place aia, nu. Ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Vă aduc aminte de conversația dintre Domnul Iisus și Nicodim, Ioan 3. Dacă nu vă nașteți din nou, dacă cineva nu se naște din nou, din apă și din Duh, în cuvânt și din Duhul Sfânt, cu niciun chip nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Iată, această naștere, transformare radicală, trebuie să aibă loc. Am vorbit de credința mântuitoare, credința înnoitoare, în al treilea rând, credința împlinitoare. Credința împlinitoare, care cercetează și împlinește Scripturile. În Ioan 5:39, cuvântul Domnului spune, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, spunea Domnul Iisus. Vedeți? Credința trebuie să lucreze în viața noastră împlinirea Scripturilor.
când noi vorbim despre anumite principii. Cred că am menționat puțin ieri acoperirea capului la surori. Asta nu e pentru că nu e o chestie de cultură și de tradiție. Știu că în cultura și în tradiția romă există această decență înnăscută și când erau și vrăjitoarele purtau ceva pe cap. Totuși, când am intrat în Hristos, când suntem născuți din nou, mai respectăm anumite aspecte legate de tradiții, care sunt bune? Sigur că da. Nu ne deranjează absolut deloc tradițiile de decență. Dar trebuie să înțelegem, din punct de vedere scriptural, de ce respectăm anumite precepte. Vorbeam de spălarea picioarelor. Păi de ce? Pentru că e în Biblie. Și vin unii și spun, păi da, dar scrie o singură dată. Păi principiul biblic care este? Să scrie de două ori ca să facem o dată, să auzim o dată, sau Domnul vorbește o dată și noi auzim de două ori? Păi Biblia are 1200 și ceva de pagini. Ce vrea să spune de 100 de ori fiecare lucru? Dacă l-a spus o dată, e de ajuns. Noi trebuie să căutăm în Scripturi. Pentru ca să nu ne acuze oamenii că facem anumite lucruri dintr-o îngustime și dintr-o evlavie și închinare voită, așa de capul nostru, datorită faptului că așa zice cultura. Nu. Trebuie să ne uităm să vedem ce spune Biblia. Și Biblia spune că este o urăciune pentru femeie să se închine, să se roage sau să prorocească cu capul descoperit. Își necinstește capul, adică știți ce înseamnă asta, surorilor? Mă iertați, dar ca să înțelegem plastic, ce înseamnă să-ți necinstești bărbatul? În momentul în care te rogi sau prorocești sau vii la biserică cu capul descoperit, e ca și când în public, înaintea tuturor, ei trage o palmă bărbatului tău. N-ar exista o înjosire mai mare pentru un bărbat decât în public nevasta lui se ducă și să-i tragă o palmă. L-a terminat! Exact asta face o femeie care se roagă sau prorocește cu capul descoperit. Și bineînțeles că aici vine diavolul ca să ne facă să nu mai cercetăm scripturile și să nu le mai împlinim, că dacă nu le împlinim, ce se întâmplă cu noi? Călcăm cuvântul lui Dumnezeu și ne batem joc de credință și de mântuire. Și asta vrea Satana. Că să ne pună în pericol sufletele. Și atunci eu iau pasajul că vine domnul doctor în teologie. Și când vine domnul doctor în teologie, el îmi spune, asta a fost cultura corintenilor, că a fost cultura așa, că e cultura romilor, că e... Nu, fraților, acolo Biblia zice din pricina îngerilor. Știe domnul doctor teolog care a fost cultura îngerilor? Care e cultura îngerilor? Să-mi spune și mie. Ați aflu și eu. Că eu încă nu știu care e cultura îngerilor. Nu e din pricina corintenilor, nu e din pricina etniei cutare, e din pricina îngerilor, că ea intră în spațiu spiritual. De ce Dumnezeu face lucrul ăsta? Aici cu ce ajută o cârpă? Că asta e Evanghelia cârpelor. Păi dacă rupem toate paginile care vorbesc despre cârpe din Biblie, rămânem cu o Biblie foarte subțire, fraților. Biblia vorbește și de cârpe. Ascultați! Cina Domnului se ia cu o bucățică de pâine și cu o sorbitură de roduviței. Botezul se face în apă. Sunt niște elemente naturale, chimice, pe care le folosim ca să simbolizăm și ca să arătăm anumite adevăruri. Ce se întâmplă la botez? Că s-a făcut ieri botez. Când îi băgăm în apă, îi îngropăm în moartea Domnului Iisus Hristos și îi ridicăm la o viață nouă în Hristos. Eu mă bucur că n-a zis să ne îngroape în pământ. Dar Dumnezeu e înțelept, nu? A prefigurat ceea ce se întâmplă în viața unui credincios nou născut prin faptul că îl îngropi în apă și îl ridici imediat de acolo. Nu-i mare lucru. Dar trebuie să faci lucrul ăla. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Când luăm cina, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, nu aveți viață. Și eu zic, păi, o bucățică de pâine, ce mare scofală e asta? Pentru o bucățică de pâine, că n-am mâncat pâinica aia, sau n-am sorbit aia pentru atâta lucru. Ei, la fel, zice, pentru cârpa aia îmi pierd eu mântuirea.
Da, fraților, pentru că astea sunt niște porunci și sunt câteva în Evanghelie unde sunt implicate anumite obiecte de uz. Pâine, roduviței, apă, acoperitoarea capului, care reprezintă niște principii. Pentru femei reprezintă principiul supunerii față de autoritate. Este un semn al stăpânirii, e un semn care trebuie purtat. Prin semnul ăla e stăpânirea bărbatului. Dar în același timp, e un semn care protejează femeia când intră în spațiu spiritual. Mai mult, e un semn pentru ea ca să-și aducă aminte că trebuie să-și respecte bărbatul și că trebuie să respecte autoritatea pe care Dumnezeu a așezat-o. Știu că trăim într-o vreme a feminismului care a mutilat și a distrus ființa femei. Să știți că femeile nu sunt mai atrăgătoare, mai puternice și mai simpatice datorită feminismului. Sunt urâcioase, răutăcioase și imposibile. Feminismul așa le-a făcut. Că e o mare diferență între feminism și feminitate. Vedeți, Vasti a făcut pe nebuna. Când Ahasveros și-a spus, vino să te prezint în fața, că eu am cea mai frumoasă femeie. Așa era tradiția atunci în împărăția aia. Când a devenit împărăteasă, n-a zis, eu mă fac împărăteasă, dar eu sunt șefa mea, eu fac ce vreau, când vreau, cum vreau. Nu! S-a bucurat de privilegiile, bogăția și luxul de care a avut parte. Apoi urmă s-a trezit că nu-i mai place să stea la dispoziția bărbatului ei. Așa era atunci, împărăția, cultura. Și când s-a răzvrătit că ea a fost feministă și ea este, să știți, emblema feminismului, uneori chiar și în biserici, că n-a permis să fie ca un obiect. Modernismul face femeia mai demnă? Când o afișează în toate pozițiile și în toate situațiile, pe toate reclamele, e demnă femeia în modernism? E cea mai exploatată și mai înjosită de modernism. Feminism nu înseamnă decât că trebuie să-i dea cu cotul în gură la bărbat. Asta înseamnă feminism. Și să nu respecte nimic. Dar să te ferească Dumnezeu să nu-i deschizi ușa când intră în mașină. Vrem drepturi egale, dar nu prea vrem drepturi. Nu unde ne convine nouă, că e spiritul ăsta selectiv. Ascultați, ea a vrut drepturi egale cu Ahasveros, a căpătat ceva, n-a căpătat nimic cu feminismul ei. Și vine blânda și dulcea Estera. Asta își pune viața în pericol, zice că vine în curte exterioară, zice, dacă împăratul mă omoară, voi muri. Că așa e legea, eu respect legea. Trebuie să-mi apăr poporul. Dar dacă mă omoară, mă omoară. Mă voi duce supusă la eșafot. Și împăratul îi întinde toiagul și spune, împărăteasă Estera, spune-mi ce vrei, cerem și jumătate din împărăție și zada. Asta cu duhul ei blând, îi pune masa, îi dă o spețe surorilor. Așa câștigă ea jumătate din împărăție. Nu că e bățoasă și nervoasă și zice, te pun eu la punct pe tine, bag eu sub papuc pe tine. Nu! Cu feminitatea ei, cu dulceața ei, cu dragostea ei, îl cucerește pe bărbatul ei și auziți, de ce să-i dea numai jumătate? Ea niciodată nu ia jumătatea aia de împărăție pe care o dă Ahasveros, că o are deja pe toată, care e inima soțului ei. Dragi surori, nu știu de ce mi-a venit să spun lucrul ăsta, că nu eram pregătit, când ai inima bărbatului tău, ai toată împărăția. Toată împărăția ta. Câștigă inima. Și spunea apostolul Petru, prin purtarea voastră, până și pe bărbații voștri nepocăiți îi puteți cuceri pentru credință. Dar de fapt, până la urma urmei, ce altă opțiune aveți? Să facem o viață și, dragi frați, și Biblia spune să dăm cinste femeii ca unui vas mai slab, că vom moșteni împreună cu ele veșnicia. Să avem foarte mare grijă cum ne purtăm cu soțiile noastre, că ele sunt trupul, dacă noi suntem capul lor și ele nu trebuie să ne dezonoreze. Ele sunt trupul și trebuie îngrijit cu drag, așa cum Hristos îngrijește biserica. Noi nu suntem mai mari și mai tari pentru ca să avem forță și să le supunem și să le abuzăm. Noi suntem mai mari și tari ca să putem să le câștigăm existența, să le facem o viață confortabilă și să ne putem sacrifica și să ne dăm viața pentru ele dacă trebuie să le apărăm.
De-aia suntem noi mai mari și mai puternici. Domnul să ne dea înțelepciune și la unii și la alții. Însă vorbeam de credința împlinitoare. În Iacov capitolul 1, versetul 22, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Cuvântul lui Dumnezeu are niște porunci specifice pe care trebuie să le respectăm. Unde Biblia spune negru pe alb, să faceți și să nu faceți. Noi trebuie să ascultăm. Există o teologie modernă, fugiți de ea, care se revoltă împotriva la a face și a nu face. Dar ce? Credința a devenit opresivă, că trebuie să facem, să facem, să facem, să nu. Citiți epistolele lui Pavel. Nu există o pagină, nu există câteva versete să nu spună peste tot, așa să faceți, așa să nu faceți. Credința e despre a face și a nu face. Că trebuie să împlinim cuvântul în viețile noastre. Ei, când vorbim de credința aceasta împlinitoare, dragii mei, aici sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să o luăm în calcul și numai unul mai menționez și pe urmă trec rapid peste celelalte, că nu trebuie spuse toate odată, nu trebuie spuse toate de unul singur, Dumnezeu va mai îngădui să vi se mai spună, poate ne mai vizităm și mai completăm, dar ascultați, botezul cu Duhul Sfânt este un imperativ și vorbirea în alte limbi este semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu este un lux și nu este o opțiune. În ziua cincizecimii, cuvântul Domnului spune foarte clar, pocăiți-vă, veți fi botezați, apoi veți primi darul Sfântului Duh, că făduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt nu este un lux penticostal. Nu este doar pentru mărturie, că deja vorbim de primirea mântuirii, că Duhul Sfânt lucrează în inimile noastre, înnoirea făcută prin Duhul Sfânt, nașterea din nou, lucrată de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e prezent în toate dimensiunile vieții noastre spirituale și când vin unii care spun că nu mai sunt daruri, că a venit ce este desăvârșit, ei mint, ei nu spun adevărul. Mi-ar place să cred că sunt doar ignoranți, mă tem că sunt și rău intenționați. Oamenii care spun că nu mai e nevoie de daruri spirituale, mint. Răstălmăcesc scripturile. Ce este desăvârșit nu e canonizarea scripturilor. Când va veni ce este desăvârșit, este când îl vom vedea așa cum este. Acum cunoaștem în parte, spuneau apostolii, și ei aveau botezul cu Duhul Sfânt. Și totuși cunoșteau în parte. Dar când îl vom vedea, atunci vom cunoaște toate lucrurile, atunci vine ce este desăvârșit. Duhurile celor făcuți desăvârșiți din evrei sunt credincioșii care au murit, ăia sunt făcuți desăvârșiți, ăia au văzut desăvârșirea. Noi încă nu, încă n-a venit ce este desăvârșit, dar aceiași oameni nu neagă darul înțelepciunii, al vorbirii despre înțelepciune, că și ei sunt tobă de carte și știu să vorbească frumos. Neagă numai darurile de putere. Neagă vorbirea în limbi, neagă prorocia, neagă lucrurile care țin de puterea Duhului Sfânt. Este un Duh Sfânt deștept foc, dar fără nicio putere. O formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Or, și botezul cu Duhul Sfânt face parte din împlinirea cuvântului. Hristos a acceptat să fie botezat ca să împlinească scripturile. Și atunci a venit Duhul Sfânt peste el și a mărturisit Dumnezeu că este copilul lui. În casa lui Corneliu a mărturisit Duhul Sfânt despre ei că sunt primiți, chiar dacă sunt dintre neamuri și sunt netăiați împrejur. Și Petru a zis, cum puteam să le oprim apa când Dumnezeu a mărturisit despre ei ca și despre noi la început? Botezul cu Duhul Sfânt e o mărturie a lui Dumnezeu pentru viața ta, că ai fost primit, că ai fost acceptat și că ești copilul lui Dumnezeu. Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu, spunea Pavel în Romani 8. În al patrulea rând, credința ascultătoare. Credința ascultătoare.
Când vorbim despre credința ascultătoare, vreau să mă refer doar la Roman capitolul 8 și foarte pe scurt, versetul 1, Roman 8:1. Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Ne oprim aici. Sunt unii care sunt ai lui Hristos și unii care nu sunt ai lui Hristos. Sunt două categorii de oameni. Că nu e nicio osândire doar pentru unii, pentru cei ce sunt în Hristos. Pentru cei ce nu sunt în Hristos, ei sunt condamnați. Doar cei ce sunt ai lui Hristos și în Hristos nu sunt condamnați. Care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Cu alte cuvinte, avem două categorii de oameni. Ai lui Hristos și care nu sunt ai lui Hristos. Care sunt ai lui Hristos, trăiesc după îndemnurile Duhului. Care nu sunt ai lui Hristos, trăiesc după îndemnurile și ascultă de îndemnurile firii pământești. Acum, e foarte greu pentru mine să-mi dau seama care sunt care. Poate că unii sunt mai vizibili și poți să-ți dai seama, dar nu toți. Unii știu să se prefacă și se ascundă foarte bine. Dumnezeu n-are nicio problemă să identifice în 2 Timotei 2:19. Încercăm? Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și gata. El n-are nevoie să pună aparatul pe tine. El știe dacă ești a lui sau nu ești a lui. Și gata. Dar eu nu sunt Dumnezeu, eu nu știu. Dar și eu trebuie să știu. Pentru că Biblia spune să veghem unii asupra altora. Să ne sfătuim, să ne îndemnăm la fapte bune. Să ne supraveghem, chiar să ne mustrăm în dragoste. Să ne îndreptăm unii pe alții. Nu putem sta indiferenți de ceea ce se întâmplă cu frații noștri. Și atunci, cum pot să fac eu lucrul ăsta? Ne întoarcem la Romani 8:1. Vă să zic că avem două categorii. Ai lui Hristos și care nu sunt ai lui Hristos. Ai lui Hristos, ascultă de Duhul, care nu sunt ai lui Hristos, ascultă de firea pământească. Versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Ei, la lucruri mă pricep și eu. Vorbeam mai devreme de articole de îmbrăcăminte, alea-s lucruri. Ce mâncăm și ce bem, alea-s lucruri. Care sunt lucrurile care mă obsedează, unde mă duc, cu ce mă preocup, calendarul meu. Păi, fraților, să mă iertați. Cât timp alocăm cercetării Scripturilor și rugăciunii, care sunt lucrurile Duhului? Și cât timp alocăm bârfelor, șuetelor, tuturor preocupărilor? Până la urmă, Doamne, iartă-mă, și pescuitului, și vânătorii, nu că aș avea ceva împotriva lor, dar când tu stai la televizor mai mult decât te rogi, când tu te duci la pescuit toată ziua, bună ziua, și la rugăciune deloc, când tu... Deci, astea e o umblare după anumite lucruri. Un credincios adevărat, și asta este o ecuație a ascultării de Dumnezeu, care ascultă după de îndemnurile Duhului, că Duhul o să te îndemne să citești Biblia și să te rogi. Și te ții de biserică. Un credincios adevărat se roagă o oră pe zi și citește Biblia și cercetează Scripturile o oră pe zi. Și dumneavoastră o să săriți în sus, două ore, cine are două ore? Avem mai mult de două ore, fraților. Dar dacă suntem ai lui Hristos și vrem să trăim ca Hristos și vrem să ne îndeletnicim cu lucrurile lui Hristos, veți vedea că atunci când dăm la o parte toate bruiajele și toate lucrurile de nimic cu care ne pierdem timpul, o să avem mai mult de două ore pe zi. Timpii morți, timpii pierduți, timpii în care uneori stăm degeaba și ne gândim la nimic, mai ales bărbații. Bărbații sunt artiști în asta, degeaba așa nu se gândi la nimic. Vine soția câteodată și te întreabă la ce te gândești. Stai, te uiți la ea cu ochii mari, chiar mă, la ce mă gândeam? La nimic. Surorilor, știu că dumneavoastră nu aveți capacitatea asta. Nu înțelegeți. Bărbații pot să nu se gândească la nimic. Ei nu pierde timpul cu gânditul la nimic. Gândește-l la cuvântul lui Dumnezeu. Că Domnul i-a spus când s-a întors în Ghețiman de la piatra unde s-a dus, a
sprijinit pe ea să se roage și a spus lui Petru, ce un ceas n-ați putut să vegheați cu mine în rugăciune? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în... Și ei au căzut în ispită în noaptea. Și au fugit? S-au lepădat? Cu alte cuvinte, aveau nevoie de o oră de rugăciune? Și cum Biblia și cu rugăciunea nu s-au certat niciodată și lucrează mână în mână, dacă dai rugăciunii o oră, trebuie să dai și cuvântului o oră. Că Biblia zice, rugați-vă neîncetat și cercetați Scripturile la timp și ne la timp, adică tot neîncetat. Asta înseamnă, unde ai dat o oră, o dai și pe cealaltă. Asta e viața adevărată de credință în ascultare de Dumnezeu. Pentru că atunci când vin îndemnurile Duhului și îmi spun, nu te duce, nu face, nu drege, să asculte îndemnurile Duhului, uneori sunt pași pe care îi facem în viață fără să avem în Scriptură ceva clar cu privire la lucrul respectiv. Avem Duhul Sfânt care ne călăuzește, zice, vă va călăuzi în tot adevărul. E o credință mărturisitoare. Spune Biblia în Roman capitolul 10, de la versetul 13, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi despre el fără propovăduitor și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși, după cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Și apoi, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, noi dar suntem trimiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Dumnezeu, împăcați-vă cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, o credință adevărată este mărturisitoare. Eu trebuie să mărturisesc pe Domnul Iisus oamenilor din jurul meu. Credința mea este zero dacă nu e mărturisită. Pentru că asta implică să nu simt ce simte Dumnezeu și să nu ascult de Dumnezeu în proiectul lui de evangelizare. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor, atunci va veni sfârșitul. Pot să zic, vino Doamne Iisuse de 1000 de ori, că Domnul nu vine până nu se împlinește numărul deplin al neamurilor. Apoi credința slujitoare, nu mai citesc versetele, trebuie să ne slujim unii altora. Trebuie să fim de folos trupului lui Hristos. Nu există în Biserica Domnului simpli membri. Cum traducem noi simplu membru? Care nu face nimic. Stă în bancă degeaba. Un tânăr s-a căsătorit, a venit în alt oraș și s-a mutat la noi în biserică. Și când se căsătoresc tinerii, facem cu ei consiliere premaritală. Ne întâlnim de câteva ori cu ei și le explicăm de ale căsătoriei, de ale vieții de căsnicie. Și la un moment dat i-am spus, dacă aveți o întrebare. Și el zice, frate, aveți nevoie de mine undeva să fac și eu ceva în biserică. Dar ce știu să faci? Orice, frate. Mătur, vopsesc, curățesc. Dar știi să vorbești din... Dacă trebuie, pot și așa, dar orice. Nu trebuie neapărat să mă pune să vorbesc sau să cânt sau să fac o slujbă de asta. Orice aveți nevoie de mine, numai să mă chemați, să-mi spune și eu vin și fac. M-am uitat la el, l-am măsurat și m-am gândit, unde sunt ăștia în bisericile noastre? Unde sunt ăștia în bisericile noastre? Trebuie să ne slujim unii altora. Și în fine, și despre asta vreau să vorbesc câteva minute, credință răbdătoare, credință răbdătoare. Ascultați ce spune în Filipeni, capitolul 1, de la versetul 27. Nu mai purtați-vă într-un chip vretnic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tare în același Duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, Iuda 3. Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru eu dovadă de pierzare și de mântuirea voastră. Dovadă, vorbim de dovezile credinței mântuitoare. Când ei vă persecută, prin persecuția aia se dovedește că credința voastră este adevărată și este mântuitoare. Căci cu privire la Hristos, versetul 29, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El,
ci și să pătimiți pentru El. Și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 11, de la versetul 35. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Vă dați seama ce credință au avut oamenii ăștia? Asta e o credință mare. Dar ascultați credința cea mai mare. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. M-am gândit odată, dacă aș muri, aș vrea să fiu înviat din morți? Nu. Asta nu e învierea de care am nevoie. Învierea lui Lazar nu m-ar ajuta la nimic. Cine vrea să mă pedepsească să mor de două ori? Pentru că până la urmă toți vom plăti prețul ăsta și vom muri. N-ajunge să mori odată? Eu nu vreau învierea lui Lazar, eu vreau învierea lui Iisus Hristos. Pentru că Hristosul înviat nu mai moare. N-am nevoie să vină nimeni la sicriul meu și să rostească un cuvânt de putere, să spună, scoală-te. Să mă lase acolo. Dar atunci când va suna trâmbița, vreau să aud strigătul lui Dumnezeu. Și vreau să am parte de învierea Domnului Iisus Hristos. Și auziți acum, au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoaci și jimpei de capre, lipsiți de toate prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică. Au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri, prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor. Totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Iacov 1:2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. 1 Petru 1:5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Prin credință! Prin credință! Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. E vorba de perpetuarea mântuirii în veșnicie, când devine inatacabilă. În ea, voi vă bucurați mult. Măcar că acum, dacă trebuie, nu neapărat ne dorim. Și motivul pentru care toți suntem aici este că Dumnezeu a făcut minuni în viețile noastre. Unul nu eram aici fără minunile lui Dumnezeu. Dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, că e o credință răbdătoare, care ține la încercare, la test, la foc, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea. E o credință mântuitoare. Dar atenție, e o credință mântuitoare când te oprimești și este o credință mântuitoare când sfârșești în veșnicie. Că timp de 20, 40, 60 de ani ți-a fost testată credința și ai fost găsit biruitor și vrednic prin Iisus Hristos. Știu că unora dintre voi vă este greu. Ori de câte ori, în fiecare duminică dimineață, mergem în față. Și dacă este cineva care vrea rugăciune cu ungere, cu undelemn, cu punerea mâinilor, facem cu slujitorii lucrarea aceasta. Pentru că ne dăm seama că sunt mulți care vin la biserică bolnavi. Este un mare eroism să te dai jos din pat, că uneori oamenilor sănătoși le e greu. Și să vii la biserică și ne-ar durea inima să vină cineva în suferință
în prezența unui Dumnezeu puternic și noi să nu fim în stare să zicem o rugăciune pentru ei. Chiar dacă Dumnezeu nu hotărăște să-L vindece în duminica aia, că El este stăpân, dar să plecem tărit în credință că o biserică de sfinți se roagă pentru El și pentru ea. Pentru unii n-a venit ziua vindecării, pentru că Dumnezeu mai are ceva de purificat, de corectat. Spune Biblia că suntem osândiți de multe ori aici ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Dumnezeu nu întâmplător îngăduie anumite suferințe. Le-am spus fraților, surorilor, când a fost COVID, că există în Scriptură teologia COVID-ului. Nu mă șocați, de unde să știe Biblia de COVID? Cum să nu știe Biblia de COVID? Știe de toate. Teologia COVID-ului are trei puncte, ca orice predică bună. Mai eu am vorbit mai prost astăzi, că am avut mai multe puncte decât trei. Dar, ascultați, primul punct al teologiei COVID-ului este că avem un Dumnezeu atotputernic care poate să ne păzească să nu ne îmbolnăvim. Și sunt unii care nu s-au îmbolnăvit, domnule. S-au îmbolnăvit nevastă, s-au îmbolnăvit copiii, s-au îmbolnăvit părinții, s-au îmbolnăvit vecinii, s-au îmbolnăvit colegii. Ei nu s-a atins. Slavă Domnului! Al doilea punct al teologiei COVID-ului. Dacă ne îmbolnăvim, Domnul ne vindecă. Mare majoritate dintre noi ne-am îmbolnăvit de COVID, odată, de două ori sau de trei ori. Și pentru că suntem aici, asta înseamnă că ne-a vindecat Domnul. Eu sunt Domnul care te vindec. Și punctul 3. Dacă nu ne vindecă aici, ne vindecă de tot. Și ne duce acolo unde nu este durere, suferință. Și tare mă tem că asta este cea mai fericită categorie. Nu știm noi, dar ei știu. Dumnezeu are o teologie pentru toate circumstanțele din viața noastră. Mi-a plăcut cântarea de mai devreme a fratelui. Care frate a cântat-o? Fratele aici. Dumnezeu e Dumnezeu. Și când sunt vindecat și când nu sunt vindecat. Și când îmi merg toate lucrurile bine și când îmi merg toate lucrurile prost. Dumnezeu e în control. Și știți ceva? Nu întotdeauna sunt pus în focul încercării pentru că sunt pedepsit. Deși Domnul pedepsește pe cel pe care îl iubește. Nu întotdeauna sunt în focul încercării doar pentru că sunt om. Câtă vreme trăim pe pământ, suntem oameni și unele necazuri vin peste noi doar pentru că suntem oameni. Și Elisei săracul, marele proroc al Dumnezeu, zice că s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit și l-a scos din Biblie. Atât. Am luat de o boală grea de care a murit. Ne îmbolnăvim doar pentru că uneori suntem neglijenți. Cum mâncăm, ce mâncăm, cât mâncăm, când mâncăm. Noi nu facem cu mâna noastră. Alteori suferim pentru că alții ne produc suferință. Și este foarte greu să crezi că fiecare lacrima ta se transformă într-un diamant pe cununa cerească pe care ți-o va da Dumnezeu. Pentru că noi nu cădem de oboseală. Pentru că suferințele noastre ușoare de o clipă nu pot fi comparate cu greutatea veșnică de slavă. Dar e greu să vedem asta acum. Am vrea să scăpăm cât mai repede. Ne pare rău de fiecare lacrimă pe care am vărsat-o, dar cu care ne vom întâlni odată strălucind pe cununa pe care ne va pune Domnul pe cap. Însă știți că uneori suferim ca să-L proslăvim pe Dumnezeu. Și nu întotdeauna doar prin vindecarea noastră, deși vindecările îl proslăvesc pe Dumnezeu, ci demnitatea noastră în suferință. Iov n-a înțeles de ce suferă. Pusese Dumnezeu rămășag pe neprihănirea lui. Cea mai mare onoare a unui copil al lui Dumnezeu este ca Dumnezeul veșnic și desăvârșit să aibă încredere în demnitatea cu care tu îl vei sluji în mijlocul încercării.
când vei spune Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Cancerul tău îl va proslăvi pe Dumnezeu. Ciroza ta îl va proslăvi pe Dumnezeu. Diabetul tău îl va proslăvi pe Dumnezeu. Pentru că îți vei purta suferința cu demnitate. Și o chestiune de timp. Până când răbdarea ta va fi încununată de slavă, vei intra ca un erou în marea paradă, în marea defilare a cerului, când sfinții vor fi proslăviți de Domnul pe care l-au proslăvit aici pe pământ, în toate circumstanțele vieților. Mă rog din toată inima ca Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare în parte, să purtăm chipul Domnului Iisus Hristos în viața noastră, să fim plini de demnitate și să onorăm standardul neprihănirii care este Hristos și statutul de neprihăniți pe care l-am primit prin credință, trăind o viață de sfințenie spre slava lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o rugăciune, vreau să mă rog pentru dumneavoastră și aș vrea să mă rog pentru slujitorii acestei biserici. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Slujba aceasta devine din ce în ce mai grea. Trăim în mijlocul unei biserici, dacă o putem numi așa, sau în mijlocul bisericilor care se depărtează tot mai mult de adevăr. Și este o mare presiune din partea poporului să lărgim calea, să coborâm standardul, să micșorăm prăpastia dintre noi și lume. Suntem uneori în pericolul de a fi destituiți, de a fi bârfiți, de a fi loviți. Și unii cedează în fața acestor presiuni. Suntem acuzați că nu avem dragoste atunci când condamnăm păcatul și când condamnăm oamenii care promovează păcatul. Suntem condamnați că nu avem bunătate, măcar că Hristos, cel mai bun, care a mântuit tâlharul de pe cruce, vameșii și stricatele cu care a stat la masă, este același Hristos care a pus mâna pe bici, le-a răsturnat mesele și le-a spus fariseilor, vai de voi! Mă rog ca Dumnezeu să-i țină tari pe acești slujitori și să vă țină tari pe dumneavoastră să nu vă doriți învățători după pofte, le firii pământești. Haideți să ne ridicăm în picioare. Doamne, înaintea Ta stă acest popor al Tău, pe care Tu l-ai chemat să fie un norod plin de râvnă pentru fapte bune, pe care l-ai chemat să rămână în adevăr, pe care l-ai chemat să Te reprezinte în lumea aceasta, să fie ca un far în noapte. Te rog din toată inima, binecuvintează acest popor. Lasă harul Tău peste el, Doamne. Revarsă puterea Duhului Sfânt în mijlocul acestei biserici. Te rog din toată inima, Doamne, încă mai lucrează prin Duhul Tău cel Sfânt. Lasă daruri spirituale în mijlocul acestei adunări. Lasă un izvor curat de cuvânt care să fie despre și să ducă la neprihănire în viața fiecăruia. Mă rog pentru slujitorii acestei biserici, pentru cei ce fac o slujbă în predicare, în administrare, în cântare, din punct de vedere spiritual, Doamne, Te rog să-i umpli de puterea Duhului Sfânt. Te rog să-i ții tari în credință, Doamne, statornici în învățătura adevărului. Te rog, Doamne, să ne păzești pe toți de căderi. Nu îngădui, Doamne, să facem Evanghelia de râs și din pricina noastră să fie calea Ta vorbită de rău. Ajută-ne să ne ducem credința și mântuirea până la capăt. Oamenii sunt chemați să se uite la sfârșitul felului nostru de viețuire. Te rog, ajută-ne să sfârșim bine, ca să rămânem o pildă pentru copiii noștri, pentru tinerii bisericii, pentru frați, surori, pentru oamenii care se întorc la credință și sunt încă copii în credință. Lasă ca biserica Ta să fie, Doamne, o biserică roditoare. Mulți să se întoarcă și să Te cunoască
și să devină parte din poporul tău, pentru că asta este chemarea noastră pentru vremurile din urmă. Încredințez această adunare în brațul tău, acești slujitori, aceste familii, Doamne, în care te rog să lași pacea ta din cer. Doamne Dumnezeule, să n-aibă Satana niciun câștig de la noi. Și în toate lucrurile, numele Tău să fie înălțat și binecuvântat, Tatăl Ceresc, prin Domnul Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin.